Da, toți. Drăguță. Fii tu drăguță. Da, că sunt drăguță. Ești tu drăguță întotdeauna, doar că te mai apuc așa în năbădăi. Și pe tine te te apucă. Ba da, mă apucă și pe mine. Uite, sunt farfurioare, lingurițe, păhărele, acum în bufetă. Fă și tu atâta lucru. Of, cum mă dor genunchii, mi s-a umflat butuc. Stai tu, că mă duc eu. Lasă-o să se mai dezmorțească, că s-a înțepenit de atâta ședere. Era tu al doilea, e de toate. A, să nu știi să facă ceva, că ți-ai găsit beleaua cu ea. Unde cauză Natico? Dacă știi așa de bine unde sunt, de ce pui pe alții să-ți caute, zănatică? Că ție niște vorbe din gură, mămicu, nu te rușine că ești femeie bătrână. N-am îmbătrânit la ușa ta. Unde ești că nu ești bună de nimic? Potolește-o, Mike Tyson, potolește-o! Ei, ți-ai făcut somnul, domnule? Da, bonjour, Ianuche. Se vede, i s-a umflat tot în cap. Să rămân la țară. Doamnă, că sunteți veri! Ia, Vando! Spune și lui Mirgelica cum ai sărit pe fereastră. Că pe urmă spui și eu ce a spus pirolul aia când s-a pomenit cu tine în cămașă. Hai, că s-a dat și Mica! Nu-i luam seama, că e cam bătrână asta, cam zăpăcit. Ba, așa a fost de când o știu eu. Nu-și ia seama la vorbe. Le trântește hodorul într-o. Hai, Vando, dacă ții tu la mine! Cum ai sărit pe fereastră și ce a spus pirolul aia când s-a pomenit cu tine în cămașă? Lasă asta, țață. Mai bine să ne spui, Miciulică, cum mai e pe la moșie. Pe la voi a plouat, drăguțule? Că la floricele a adăcat a turnat cu găleata. Nu știu, tanti, că nu mi-a scris administratorul de 10 zile, dar cred că a plouat. Să nu crezi, să vezi cu ochii tăi. Să întâi după ce scrie administratorul că moșia nu se îngrijește prin poștă. Pietul Tase avea o vorbă. Ochii stăpânului îngrașă vita. Vanda? Revistele astea. Da, tanti. De 2 ani are galiciuica Margaretei de zestre și nu știe ce e amiriște și ce e ogor. Ba știu, mămițo. Știi din gură. Du-te la țară și vezi de avere. Nu te plimba pe strada mare cu câinele în curea. Că te-a luat cafeneaua Mercur la ochi. Muncește și sporește-ți avutul. Nu da fuga la tribunal să cer bani din zestrea Margaretei. Ce a făcut? Ce spui, Anache? A cerut la tribunal 300.000 de lei să se ducă la Carlsbad. Nu e adevărat. Despre partea mea faceți ce vreți, e averea voastră. Încă o dată îți spun că nu e adevărat. Nu mai tăgădui, că i-a spus anișoara Viato Scoletei că era bărbatul ei în cabinetul președintelui. Când i-a dat avocatul tău, Maxim, cererea. Maxim e avocatul meu și n-a prezentat nicio cerere tribunalului. Minciuni și intrigi. Dacă spune el că nu e adevărat, crede-l. Nu știu, tanti, ce au toți cu mine. M-au nebunit. O să-mi iau trozi lumea în cap și... Ei, lasă că nu ții tu nicio lume în cap. Uite, mai bine du-te de a adu-mi o cană cu apă. Dar lasă să curgă mai mult suțurul ca să fie rece. Mi-ai plăcut, parcă ai fost în sufletul meu. Ei, cum mă găsești? Simpatic. Dar Margareta, aș vrea să văd și pe ea. Trebuie să pice, nu pat un minut fără el. Vă spuse eu. Ce? Ai cerat? Dar Mircea, unde e? Oh, că nu ți l-a furat nimeni. Toată ziua cu inima sărită după Mircea. Ce face Mircea? Unde o fi întârziat Mircea? E singura mea alinare pe lume. De el să ai parte. Bonjour, Ianache. Bonjour. A fost și Cole, dar a plecat. Știi că tata are de-aia dat cei de briliante? Și a scos din urechi și a dat. Parcă spune că mi-dai mie. Am spus că ți-i dau, dacă renunți la Mircea. Și n-ai renunțat să-ți cumpere bărbată tu. Dar pe dumneavoastră eu cunoști? Vanda! Când ai venit? Alante! O, dar ce bine a râs, Margot! Uitați-vă la ea, parcă e un trandafir. Trandafirofilit. Dar ia seama că ai început să te îngrași. S-a îngrășat de ea, târnă pielea pe ea. Tu vrei o dulceață? Nu, mulțumesc. Să știi că n-am de gând să te chem cu lăutari. Să nu iei, că e otrăvită.
Nu știu, doamne, cui s-a izbit. Dumneata. Mie nu, fetiță, că eu știu să mă port în lume. Dar parcă nu era așa, frate, țâfna s-a fost ea de mică. Dar de la o vreme nu mă mai înțeleg deloc. Ei, eu mă duc. Atunci, dacă nu mă pot descurca singură în formalitățile de vânzare, pot să vin la tine să mă ajuți? La mine? Degeaba vii la mine. Eu plec de seară la moșie și nu știu când mă mai întorc. Du-te la țară, domnule! Nu face pe moșierul de oraș! Ascultă-ne și pe noi, că nu-ți vrem răul! Nu-mi răspunde, nu-i convine! Ei, rece apa, domnule? Cred că da, mamuță. Mă îngrețoșai! N-ai lăsat să curgă tuturor eu așa cum ți-am spus. Nici doar treabă ca asta nu ești în stare să o faci. Titu Samuel Sherry? Da, Sherry. Un pomio, Sherry. Qua, tu ești sufrant, tu feri bien d'appeler un medicin. Domnule, nu este frumos să vorbești într-o limbă pe care nu înțelege toată societatea. Să știi de la mine, așa pustase la locul lui pe un încurlat ușnat care vorbea ungurește cu nevastă sa la masa noastră. Iartă-mă, mămițo, dar suntem vinovați cu te-și trei. Nu, nu, tu ai început, dar am priceput eu medicin. De ce medic e vorba? E Margareta bolnavă? Spune-mi tu, Vando, că de ei nu aflu. Se poartă cu mine de parcă le-aș fi vrăjmașă. Margo nu se simte prea bine. Cum? Și eu mama ei să nu știu? Atunci de ce mai au copiii mamei pe lume? Dar n-am nimic. Nu-i spune că nu mai strâmbim cu ea. Să nu spui? Asta-i copil sau fiară din pădure? Dar nu vor să te sperie, tanti. Mai bine să mă sperie eu acum decât să-mi sare inima după. Ce are Margareta, domnule? Se plânge de vreo 4 zile ca ramețel, din când în când grețuri. Sherry, je te prie. Azi numai decât după masa de bordat. Voiam, Sherry. Stați! Are aia. Meningită! Meningita este la creier, tanti. Cum a învățat-o pe mine? Am vrut să spun aia... Apendicită. Se face numai decât operație. Să nu se frică de cuțit cu ușurile. Că zgăurește porolul mățișoarele și mori în 24 de ore. Dacă-ți gura, coabe! Ascultați la mine! N-am eu dreptate, spune tu, Vandă, că ești fată de ăștia. Cuțitul e sfânt. Eu cred în cuțit cum cred în Michael Jordan. Lasă asta, țață, o să vină doctorul și o să spui el ce are. El mă nervon. Nerv. Altceva mai știi? Are nerv. Uite, mai bine vină de pe a patra cu noi la mouse. Tu joci mouse? Eu nu joc decât bridge. Bre, bre, ce te-ai mai suția pe acolo pe la Paris. Hai că s-o mai întoarce cartea, m-am săturat-o cu perză. Nu joc. Asta nu numai două tururi. Ți-am spus că nu joc. Nu faci tu mie atâta plăcere? Dacă am spus odată că nu joc, nu joc! Lasă, te rog, mămițo, drag! Nu vezi dumneata că nu e bine? N-am parte de nicio distracție cu voi, nu faceți nicio plăcere! Poate că joacă Mirciulică! Haide, Mirciulică! Eu nu știu să joc, răstante! Hai, nu te mai preface că mi-e silă! Dar nu mă prefac, nu știu! Bucureștean și nu știi să joci cărți! Ce jocuri mi-ai fi învârtind dumneata pe la cluburi? Ce cluburi, soro, pe la cafenele de alea din Piața Mare? Eu, mămițo! Lasă, că știu eu ce spun. Zi mai bine că nu-ți place compania noastră. Aoleu!
cum țârie, parcă-mi găurește urechile. N-ai telefon să țârie. Martie din post se putea. O să trimit vorba să vie să-ți toată păcatele. Ba să nu faci asta, țață. O casă ca a dumitale fără telefon. Dar la ce trebuie mie telefon? Să vorbesc cu tase la cimitir. Alo? Plătesc abonamentul pentru dumnealui. Alo? Luna asta l-am plătit eu, mămițo. Bine că te-ai învrednicit de atâta lucru. Îl țin ca pe un orbete în casă de pomană. Cum de pomană? Nu-ți plătim 3.000 de lei pe lună afară de... Da? Ai spus casa Duduleanu. Casa Aneta Duduleanu. Ți-am mai spus de 1.000.000.000 de ori. Duduleanu e și George și Anache. Da, eu. Mircea Aldea. Dumnealui în persoană. Ah, doamna Varla, mezonaj. Ce? Iar nebuna aia de jana? Toată ziua stă smânzurată de telefon. Astă seară? E un film nou la Apollo? Ce Apollo? Astă seară vă poftesc să stați acasă. Ți s-a făcut de cinematograf. Cu plăcere, dar Margotoi e cam suferindă. Ai dat-o, gata. Spune-i că e în pace, că a debordat toată ziua. Mămiță, lasă-l în pace, că știe ce să spună. Lasă că știu eu ce spun. Margareta nu se simte bine. E în pat, a debordat toată ziua. A debordat, nu știu ce spun. Ai asurzit? Mămiță, încetează-te, rog. Vorbeați, prieten, dacă ai chef de saltanare. Ce? Nu vezi că se ținea de lui cascarul? De 10 ori pe zi îl chema la telefon. S-o mai întrebă, Marco, dar nu cred că putem merge. Ba, spune-i că merge. Dar cine te lasă? Uită-te în oglindă să vezi ce mutră ai. Ba, n-am să stau acasă. Șeridis lui. Niciun șer. Când am spus o vorbă, e vorbă. Mămițo, poate că nițele aer i-ar face bine. Aie? Ai, dai să stăm în grade. Eu nu mai rămâi noaptea acasă, mai cu bate, n-am să la cușe de la inter de stupata. Dacă doriți aer, sunați la Zanfir. Eu nu vreau să mă strângi de bere gafungașului. Adevărat. Suntem trei bătrâne prăbușite. Ai auzit ce spunea George ieri, că se țin la spargerile în oraș. Regretam foarte mult, dar nu putem merge. Mezomaj. Ui, ui. Ui, ui, carne de pui. Așa. Mai stai și cu mine. Tot cu dumneata, tot cu dumneata, mi s-a urât. Nu mai pot! Mircea, eu nu mai stau în casa asta. Te las pe tine aici. Eu mă duc! Eu mă duc! Eu mă duc! Doamne, apă, deci păzește, v-am spus eu că e năroată rău. Eu mă duc, eu mă duc. Parcă e frela, bine că nu și-a cerut și socotela de la birou. Duceți-vă, frate, că eu nu vă țin cu stila. Aș vrea să vă văd la casa voastră. Aș zice-o că ar ține numai cu ceapă și cu brânză. Pare foarte rău, mămiță, că vorbește așa. Lasă, că știu eu ce spun. A speriat orașul cu luxul dumnealui și, slavă Domnului, orașul pesește de milionari. Asta le-a dat 500 de lei pe japră de câine. 2.000, 2.000, aia este o plecată cu puricile. Cât? 2.000? Nu mai tăgădui, că fraia știe ce spune. Inflare la după ușă când te dau mai cu un gru de la parc. Înghite omul cât înghite, dar este suie și lui. Trecând morții. Nu cred. Am noroc. Toate înmormântările din oraș trec pe la noi pe bulevard. E un itinerariu de gală, după cum se vede. Tocmai. Astă toamnă, epidemia de tifos a fost pentru el o fericire picată din cer. 2 luni s-au mai dezlipit de la fereastră. Vesel, nu? Foarte. Ce ciudat. M-am întors numai de 2 zile în acest oraș și deja simt că îmi vine să muși pe toată lumea. Uite, simt cum mă furnică prin vârful degetelor. De-abia aștept să-mi termin afacerile și plec înapoi. La București? La Paris. Ah, Paris. Am fugit. E adevărat că am fugit. După aceea? Ești curios ca tante, Anita, ai luat toate năravurile provinciale. Cum îți vine să... Atunci, viața. Viața? De ce surâzi? Ai spus atât de frumos, viața. Am plecat în străinătate. Am cutreierat capitalele, stațiunile de vilegiatură, plajele renumite. Mi-am risipit averea, iar acum a venit să vând cele din urmă hectare de pământ. Dar nu-mi pare rău. Te cred. Ascultă, să nu te simți obligat să-mi ții tovărășie. Aștept să se toarcă bătrânele și plec înapoi. Pleci? Ai vrea să rămân? Dar eu te-am cunoscut.
Du-te mai bine de mângâie pe Margareta, sărăcuța. Nu că e supărată pe mine. Atunci du-te de un pacă. Aș îndrăgi eu și mai mult. O cunosc, o las mai bine singură. Plânge ce plânge. Și trece. Am cunoscut-o de când a intrat pe ușă. Părea o somnambulă rătăcitoare într-un vis copleșitor. Nu știi ce vorbești. N-ai cunoscut-o niciodată pe Margareta. Dar suntem prietene de mici. Am crescut împreună, caragiosule. De ce sunt caragios? Mă jignești. Sunt pândit. Urmărit ca un borfaș. Am plut orașul de atâtea calomnii pe socoteala mea. Dar simt că devin ridicol. Haide, ușurează-ți inima. Își juraseră că nu voi intra niciodată în neamul lor de arhi milionari. În coate goale. Îi văd, îi aud, îi cunosc atât de bine. Dar ce ai căutat dumneata între ei? De ce te-ai făcut de bună voie prizonierul lor? Cum ai îndurat să te umilească? Adineaur îmi venea să iau la pană locul dumneitale. Într-adevăr, numai eu sunt vinovat. Credeam cu sete, cu înverșunare că am scăpat. Că am scăpat de nemernicia în care mă tăvălisem până atunci. Nemernicie? Dă prilejul unui om, unui biet om, să se descarce după o vară. Am fost gazetar. O meserie ca oricare alta. Poate mai atrăgătoare. Atrăgătoare? Scria minciuni, toate minciunile lor învelite, poleită în minciuna mea. Trebuia să duc oamenilor acelora minciuna. A, privirea lui Moș Alexe cu legătorul când îi tindea manuscrisul. A doua zi, minciuna în 10.000 de exemplare. Apoi, la fiecare sfârșit de lună, într-un palat măreț, în fața casei de bani deschise, un om mă întreba cum mă cheamă. Ticălosul îmi știa numele, dar ca să mă umilească. Mă cheamă Mircea Aldea. Răscolea într-un marge de plicuri, plicuri galbene. Le văd. Apoi mi-arunca unul. Odată, plicul a zburat pe covor. M-am aplicat să-l ridic. Vă mulțumesc, domnule ministru. Apoi, pe stradă, mă pipam la buzunarul de la piept. Plicul. Prețul vânzării era acolo. Mircea. Ce e? Ce te uiți așa la mine? Ce s-am luat? Mircea, unitorul meu văr. Cum a fost cu putință? Unde te duci? Un minut. Mă duc să văd ce face Margareta.